Bună, sunt Suzana Daninie, avocată a sănătății de 6 ani la Doterra. Vorbim de îngrijirea sănătății în 6 pași simpli, prin programul de îngrijire a sănătății de la Doterra, numită Piramida Sănătății, și baza acestei piramide este nutriția sănătoasă. Aici vorbim și de nutrienți preluați prin alimente, dar vorbim și de probiotice și vorbim și de enzime. Și despre enzime aș dori să vorbesc un pic în acest video. Deci, enzimele sunt la fel de importante ca și probioticele în metabolizarea nutrienților, adică în capacitatea corpului de a prelua nutrienții din alimente și de a le încorpora, a le folosi pentru procesele sale de autovindecare, pentru menținerea sănătății noastre. Deci, din cauza asta, enzimele sunt foarte, foarte importante. Iar Doterra s-a îngrijit nu numai de suplimente nutritive și de probiotice, dar avem și un complex de enzime, o să vi-l arăt imediat. Terazyme se numește. Terazyme. Este un complex de 6, 7 enzime digestive, cele 6, 7 enzime de bază care ne ajută în digestia alimentelor. Terazyme este super fain pentru că crește biodisponibilitatea, ceea ce înseamnă că corpul știe să-și ia nutrienții și să-i deducă celulele acolo unde este nevoie. Dar Dr. Hill, care este unul din fondatorii Doterra, ne-a relatat la un eveniment faptul că de fapt, corpul produce două feluri de enzime. Produce enzimele de digestie și cele de metabolizare. Metabolizarea însemnând efectiv că corpul își folosește pentru propriile nevoi, pentru propriile funcții, nutrienții pe care îi procesează prin enzimele digestive. Și de multe ori corpul nu are capacitatea să producă și enzimele digestive și cele de metabolizare, și atunci produce doar enzimele digestive, pentru că acelea sunt de bază, acelea sunt musai să fie produse pentru ca digestia să aibă loc. Însă, enzimele de digestie pot fi create și artificial, să zic așa, deci pot fi create în afara corpului uman. Enzimele de metabolizare nu pot fi create în afara corpului uman. Și noi dacă luăm enzime artificiale în sensul că nu le produce organismul, dar luăm terazaimul, care sunt enzime de digestie produse în afara corpului, atunci lăsăm corpul, îi dăm corpului un răgaz să producă enzimele de metabolizare, ceea ce este foarte important. Deci dacă el nu are capacitatea să producă ambele enzime și noi îi dăm terazaim și nu mai are nevoie să producă enzimele de digestie pentru că le primește gata preparate, atunci va avea capacitatea să creeze enzimele de metabolizare și atunci nutrienții pe care noi îi introducem cu Lifelong Vitality, suplimentul nutritiv și cu alimentația sănătoasă, acelea se și pot prelucra și organismul va avea capacitatea să le ducă la celule prin aceste enzime de metabolizare. Pentru că numai astfel putem beneficia la maxim de nutrienții introduși în organismul nostru. Deci, din cauza asta, enzimele sunt foarte importante și Terazan este foarte bun în a ne asista să avem și partea aceasta a nutriției și alimentației ok.